Bună ziua și bine v-am găsit la primul episod de SCP Containment Breach făcut de mine. Deci, primul nou episod de SCP Containment Breach. Acest joc este bazat pe o fundație rusească numită SCP, care se ocupă în cercetarea pe formelor de viață și anomaliilor. E un joc horror. Logic, nu e Minecraft. Are legătură cu Minecraft-ul. Deci o să încep un nou joc. Pe mapa, cred că o să... un seed la întâmplare. LOL. LOL Land. LOL Land. Mateos Play. LOL Land. Sau... Mateos... Play. Nu mai încap. Play și înseamnă. Așa, de 3 ori. BC Euclid este normal, adică poți să salvezi să mai respawnezi când mor, de unde am salvat. Și Chetel este ca un fel de hardcore în care e moarte permanentă. O să joc pe Euclid. Ăsta are o mască de asta de Plague Doctor din secolele 15-16, doctor din ăla. Și spune că atingerea lui este letală oamenilor. Nu prea înțeleg pe dintre lui, este foarte complicat acel SCP. Eu sunt un membru al personalului clasei D, care acei membri clasei D sunt luați din închisori sau recrutați, sunt oameni răpiți care se li se promite în acest contract, zice numele lor. They've got some work for you. Do me a favor and just follow me. Oh, and by the way, we're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Deci de la staff fundației o să folosească numele ăsta. Nu, acest număr. You don't have a girlfriend, do you? Well, I'm definitely not a mind reader, otherwise I'd be locked up in this place, so yeah, I'd say it's pretty good. Aici a jos spune că o să fiu eliberat la sfârșit de lună. Coffee shop or something. Și de fapt ar gen aici trebuie să mă omoare după o lună. Mă rog, deci contaiu am zis că atunci când trebuie dintre moștri ținuți în formele de viață ridicoloase, evadează. Și asta se va întâmpla. Well, we're here. Just get in there and follow all the instructions and you'll probably be fine. Ok. Stau aici, este 173, un fel de statuie de la Kylie Band Traces. Mă rog, care are proprietate dacă clipești, dacă nu te uiți la el, să se miște, să hârșinească de pământ. Nu se mișcă membrele, doar se stârșe, nu se mișcă, nu se mișcă membrele. Contact direct de ochi. Acum ai zis acolo, tragi el și F5 pentru a salva. F5, game saved. Aici el a intrat în aerisirea care dă o textură nițel 3D, dar nu e. Aici este un om. Acolo sus tot nu pot să merg, am aici încat. Este
este complet nou, nu există camera asta înainte. Acel SCP de nivel Keter are proprietatea de a trece prin obiecte și de a lăsa un fel de mucus coroziv care distruge materialele, cum ar fi piatra sau nisipul. Până și o ușă de oțel suferă distorsionări și el are o dimensiune de buzunar care a făcut-o pe fundația aceasta și se poate o folosește ca să se deplaseze din loc în altul. Această bubuitură este de la 682, care este prea periculos și o să vedeți că la sfârșitul, dacă termin asta, oricum o să am timp foarte mare mapa la sfârșit, când termin, pentru că mi-a fost și epitoare să ajung la sfârșit. Acum, deocamdată, sunt în zona de contaminare slabă, Light Containment Zone. La sfârșit o să vezi că l-a evadat și sunt elicoptere care trag în el și așa mai departe, când ieși din fundație, prin Gate B. O să vedeți și voi. O să se urcă în lift și se vede după aia chiar și cum vede sânge. Și s-ar putea acum să iasă 106 din sângele ăsta. Îmi cer scuze, am ceva de făcut. Ok. Gata, am revenit. Poate mi-a ieșit din asta. Da? Scary efectul ăsta. Deci o putem să vă merg înainte. Acesta este un coridor, fiecare coridor are un ID, adică room, deci room 1, room 2, tunnel 1, tunnel 2, elevator. Ce? Asta e altul, cred. Mai fost pe aici sau mai învârtit efectiv în cer? Ia, sunt sigur că am mai fost pe aici. Oh, nu, n-am mai fost pe aici. Sigur îl găsesc pe ăla 173 aici. Nu e aici. De obicei este de acolo. Și ce este chiar penibil este că această cameră a fost pusă să-l previne pe la semiști. Mă rog, normal, nu e un lag sau un bug că intră gen această cameră. Așa, povestea acestui șoc, chestia asta, oh nu, chestia aia e făcută să îl prevină pe ăsta să se miște, că ăsta nu poate să apese pe butoane. Și sunt sigur că e aici. What the fuck? Deci o să am de făcut ceva cu el, ceva foarte intim. Haide, monstrulețule, vino-ncoa. Bă, prostule, vino aici. Bă, dar prost, mai ești scuză pe ușa, ca bulanciu. Bă, dar se ascunde după ușa asta. Nu-i corect. Nu te mai ascunde după ușa. Nu mai te ascunzi? Gata. Ești cu fața la mine, nu? Hai mai repede. Acum, fug. Și... ok. Acum, oh, fac, a venit fix în mine. Deci, ați văzut atunci când clipesc, ăsta se mișcă. Și va trebui... am clipit. Va trebui să trec aici. Așa, în poveste, e un gen un idiot care a pus aerisiv în această cameră. Încerc scuze, din nou. Da. Ar cam trebuie să mă revedere de la voi. Aici e capcana lui tâmpitul ăla 106 care ia, te duce în dimensiunea lui de buzunar. Și s-ar putea să și iasă de aici. Deci asta e un vortex, un portal către dimensiunea lui de buzunar. Și v-aș spune la revedere. Oh, fuck it. V-aș spune cât de cât la revedere. Da.